un Rada Slavescu, da, în teren, despre care acum 2-3 săptămâni s-a spus, pe ăsta nu-l vedeți cât de mare și de bun jucător, da? De Sali nu mai vorbesc, am fost astenizați cu toții. Sali o să fie... Poate o să fie. Octavian Popescu la fel. Sperăm că în seara asta, ați văzut vreunul dintre ei, excelând, de exemplu, când ai nevoie de ei? Și eu am spus de Rada Slavescu că va juca în echipa națională acum vreo 3 săptămâni. Da, Hagi da. A avut nevoie de el, de exemplu, de să-i facă un meci, Rada Slavescu. Și astăzi. Păi nu, da. Păi asta spun, cred că trebuie să avem măsura lucrurilor, noi toți, inclusiv Hagi. Domne, sunt zmei, sunt zei, sunt... Uite că nu sunt. Uite că Hagi vine cu discursul ăsta și ne spune, domne, am luat 7, trebuie să vedem cine să găsim suntem. Soluții, da. Și da. Unde suntem, ce jucători avem, ce... Da? Despre asta e vorba. Da, da, vreau să te mai contrazic puțin cu altceva. Nu în ce spui tu, dar vin cu un alt aspect. Da. Nu l-am auzit vorbind și mă așteptam să nu l-auzi vorbind despre buget, despre diferențe de buget, despre că spui cât de dezechilibrate au fost meciurile. A, tu spui că... N-a vorbit despre faptul că... Nu s-a plâns că n-a avut bani și... Da. Păi eu îți vin și spun altceva. Da. Mai devreme vorbeam de Rare și Ilie și mai îmi spun oameni, păi, ce domnule, Rare și Ilie joacă în play-out. Da. Octavian Popescu e în play-off. Păi e cumva mai bună Farul ca Sepsi? În, dacă stăm să ne judecăm corect, cinstit, da? E mai bună Farul ca Sepsi? Păi sau Fece Argeș ca Botoșani? E mai bună, că s-a calificat în play-off. Am înțeles asta, că s-a calificat în... Acum joacă cu, numai cu cele hai de să sus. Vedem realitatea, că s-a calificat poate teoretic. Poate și lua și ea doar bătăi teoretic în play-off, că a fost și ea pe acolo. Mai sunt momente, apropo de jucători ăștia tineri, de perspectivă cu potențial. Este foarte greu când joci contra unui adversar puternic. FCSB este una dintre cele mai bune echipe din campionatul nostru și mai ales cu pleci cu un handicap de genul ăsta, adică cu 2 sau 3 greșeli de-astea. Prima greșeală se pierde mingea, se joacă în spațiu liber, tânăra se marchează pormă. Mladen 1 contra 1 pierde duelul 2-0. Păi, e foarte greu, este și foarte și greu. Faru, este foarte greu ca Rada Slavescu sau Enes Ale care a intrat după pauză să facă diferența sau să ridice la un nivel foarte bun într-un context ca ăsta. Mai ales când ajungi și la scorul de 4-0, este foarte greu. Mai ales cu un adversar care stă foarte bine din punct de vedere fizic FCSB. Au jucători în componență valoroși, jucători care au plecat chiar de la, apropo de la viitorul, fostul viitor actual, Farul. Sunt jucători în care sunt cei mai importanți, un Tănase, un Florinel Coman. Dar revenind la Rare și Ilie, este interesant subiectul ăsta, pentru că asta nu face ca duelul astea sau competiția asta între jucători să fie un progres pentru fotbal românesc. Adică absolut. Ideal ar fi ca și al jucător să se ridice la nivelul și la forma asta sportivă pe care o are în momentul de față, de exemplu, un Tavi Popescu, un Tănase sau partea... Acolo să știi că sunt mai mulți jucători la Rapid care s-au ridicat la nivel foarte bun. Și mai merită un subiect dezbătut din punctul meu de vedere, Ilie. Dacă FCSB câștigă acest campionat anul ăsta, e o lovitură dură și clară asupra fotbalului românesc și a antrenorilor din România. Și cinste domnului Gigi Becali că mai poate să câștige... Mai repet odată, deci... Poți să mai repeți? Da, dacă așa. FCSB va câștiga acest campionat, acest campionat e clar că va fi câștigat de antrenorul Gigi Becali, din punctul meu de vedere. Și va fi o eronat. Lovitură din start, teribilă din pentru start. Antrenorii din Liga A și pentru fotbalul eronat. Românesc. Mai este pentru că domnul Becali face așa cu instatul, cu alea, cu ce să faceți voi calcule. De ce bani? Banc? Mai spus lucrul ăsta. Deci, da. Eronat din start. Mai este până să se câștige campionatul. Nu, am spus dacă. Dacă se va câștiga campionatul, trebuie să îi dăm credit lui Petrea, pentru că toată pregătirea este făcută de Petrea, de Neubert, de cei care antrenează pe Ternovanu, și antrenorul cu portarii. Deci ciclul ăsta săptămânal și echipa este antrenată de Petrea, de Neubert și de cel care antrenează antrenorul cu portari. Nu știu cine eu este nu pot să-i dau credit, Ilie, după ce ne-au spus clar ei că nu se ocupă de schimbări și că știți, sunt declarații de-a lungul vremii și domnul Becali ne spune, da, domnule, eu fac, eu le schimb, eu îi bag, eu este fac echipa. Este o părere. Da, eu ți-o respect părerea ta, dar nu sunt, eu unul susțin cu tărie că echipa este antrenată
în ciclu săptămânal de Petrea. Și toate, ca să ai o constanță și ca să ai o exprimare constantă în jocul echipei, este și mâna antrenorului. Că sunt momente în care Gigi Becali decide, uite, de exemplu, cum a fost sau etapa trecută, sau când a mai fost în trecut, începem cu Mamut, sau începem cu Florinel Coman astăzi, sau începem cu Șut, nu cu Ejuma. Ce este interesant este că în ciclul ăsta săptămânal și în pregătire, toți jucătorii sunt în antrenament, știu ce trebuie să facă. Sunt dubluri pe posturi, deci fiecare jucător știe ce trebuie să joace. Că în anumit moment decide Becali cine trebuie să înceapă, dar nu cred că e problemă la Olaru, la Tănase, la Cordea, la Tavi Popescu, la Cristea, la Târnovanu, care trece printr-un moment foarte bun. Deci îți dau 8 sau 9 sau chiar 10 jucători care nu mai... Adică nu mai trebuie să vină Gigi Becali să-i bage în formula de start. Că există un jucător sau doi, un semn de întrebare, că și în trecut și în echipa noastră când jucam eu, mai era cât un semn de întrebare, cu cine să înceapă într-o anumită poziție. Și atunci decidea antrenorul. În speța asta decide Gigi. O să vii și o să-mi spui că, domne, nu la fel se întâmplă în momentul în care echipa nu are o exprimare consistentă, cum s-a întâmplat în momentele astea, și la pauză schimbă Gigi. E, atunci de planul peste cap este dat. Într-adevăr, sunt momente, dar dacă știi campionatul și în condițiile astea, asta spun, este mare performanță pentru Petrea. Dacă câștigi un campionat și cu deciziile astea lui Gigi Becali în anumite momente, este și mai mare performanța pentru Petrea. Da, nu împărtășim acelea. Și știi ce aș face? Eu aș face un sondaj în Liga 1 cu antrenori, cu oameni de fotbal. Păi ce părere au? Eu nu spun despre... că sunt de acord că se implică un patron la echipă. Eu am spun înțeles, am înțeles exact că ce spui tu, da. Ciclul săptămânal și pregătirea echipei este făcută de antrenor, de preparatorul fizic, de antrenor și de antrenor cu portari. Și este supervizată de Meme Stoica. Da, cam și e normal ca sâmbăta, înainte de meci, să-i se dea lista astea jucătorii apți. Că ne-a povestit unul Becali, de asta să știi spun. Să știi că s-au mai câștigat campionate în trecut. Așa. Și se mai dădea cât un bilețel și începea echipa așa cum vrea. Uite, eu n-am Mister știut, Gigi Becali, e senzațional că ne spui treaba. Eu n-am știut, mi se pare incredibil. Nu pot să cred că n-ai știut tu chestia de exemplu, asta. La Olăroiu, nu vorbesc de Olăroiu aici. Păi vorbesc că s-au mai câștigat campionate în trecut. Și tot așa, la masă, la dinner, la cină sau la lunch sau la prânz, spunea... La colațiune. La colațiune. Se mai dădea cât un nume. Da, începem astăzi cu Xulescu. Stai așa, ca să fim foarte clari. Cine? Steaua atunci? Sau de cine vorbi? De altă echipă? De Steaua vorbești. Deci, perioada care a condus Gigi Becali. La clubul ăsta care este, de când este clubul ăsta de fotbal, da, Gigi Becali. Tot de asta ne-a povestit, deci, că s-a mai întâmplat, dar nu ca așa ca acum, domne, acum sunt banii mei, eu fac ce... Nu spun că e un lucru greu, că și nu ți se omului, pare o performanță ce... Ba da, ca mi se pare o performanță. Cu toate probleme pe care le are Petrea, cu tot ceea ce înseamnă implicarea lui Gigi Becali. Ba da, mi se pare o nu mare... Nu este o performanță, mare că tu performanță, poți să treci și peste asta și să câștigi? Mare performanță și mare slăbiciune pentru fotbalul românesc și pentru ce antrenori pregătesc echipe pentru antrenori. Tu ai să vorbim de speța asta, hai să nu generalizăm. Păi, că la multe echipe nu se întâmplă așa ceva. Cu reghe, la reghe nu se întâmplă și echipa joacă foarte bine. Nu avem nevoie de profesori universitari, înseamnă că sunt o grămadă de asistenți. Nu, dar asta tu nu accepti un singur lucru. Care? Tu accepti un singur lucru. Că pregătirea echipei o face Petrea, Tommy Neubert. Dar el se simte împlinit, Petrea? Ca să înțeleg. Asta e chiar o problemă personală al domnului Petrea, chiar. Sau orice alt antrenor din România. Bănuiesc că la antrenament... Bănuiesc că n-are nicio problemă. Aici e împlinit, nu-s probleme. Nu despre asta vorbesc. În momentul în care va intra și va face pregătirea tehnico-tactică Gigi Becali, când va face ciclul săptămânal Gigi Becali, da, o să-i atribuim total 100%. Credit. Dar atâta timp cât el se implică doar la unul sau la două nume, pentru mine este un merit extraordinar pe care l-a Toni Petrea. Un merit extraordinar pentru mine acum este să iau publicitate.